Eu în studio România Liberă, alături de medicul Ruxandra Dumitrescu, medic primar obstetrică ginecologie de la clinica Fertilia Medical Center, și discutăm despre vaccinul HPV. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre vârsta la care se face acest vaccin. Ne-ați pomenit ceva înainte. Care este vârsta indicată și ce se întâmplă cu fetele care au depășit vârsta, dacă mai este vaccinul eficient sau nu? Se indică în primul rând fetelor între 9 și 12 ani sau tuturor fetițelor care încă nu au început viața sexuală, deci nu au risc de a fi fost infectate anterior de vaccin. De asemenea, este util și până la doamnele de 26 de ani, cu aceeași eficiență, și ajută în apărare la doamnele care au infecție cu HPV, cu tulpinile respective, cu 16 și 18. Vaccinurile în România sunt pentru câteva tulpini, adică așa sunt toate, așa s-au descoperit, pentru că necesită un cost mare aceste studii și s-au ales tulpinile cele mai frecvente și cele mai agresive, cele care au pronostic prost pentru col. 16 și 18, în primul rând, le au ambele vaccinuri și unul dintre ele mai are două tulpini cu un risc oncogen mai mic, iar celălalt are protecție pentru veruci. Verucile sunt condiloamele, niște papiloame perineale, un fel de tumorete care apar. E o boală cu transmitere sexuală care, odată ce e tratată, recidivează în primul an în proporție de 80%. Deci doamnele știu, care se uită acum la emisiunea noastră, și domnii chiar, că dacă au avut condiloame genitale, ele reapar foarte des, sunt neplăcute, dor, sunt inestetice, le perturbă viața personală și atunci vor să scape general de această problemă. Iar vaccinul poate rezolva? Este aleasă această protecție mixtă prin incidență. S-au ales acești viruși pentru că sunt și ei extrem de frecvenți, extrem de neplăcuți, nu duc la cancer, dar totuși recidivează des și atunci le vaccinează, special pentru Statele Unite s-au gândit, le vaccinează și pentru această altă boală, care nu e atât de gravă, dar supără și schimbă viața personală. Am înțeles. Aș vrea să vorbim un pic de virus, pentru că ne spuneați mai devreme că sunt alese fetițele care încă nu au avut contact sexual. Cum se transmite acest virus? Acest virus se transmite numai prin contact sexual. Deci, asta să fie clar, că de aceea s-a ales până la urmă și vârsta de... Pentru a fi înainte de contact și pentru că sinteza lor de anticorpi e cea mai mare la acea vârstă. Deci îl folosesc, e mai eficient la acea vârstă. Și în ceea ce privește statisticele de persoane vaccinate, pentru că ne spuneați mai devreme, ce se întâmplă în România? A fost acest program național, o inițiativă practic eșuată, dar totuși a reușit să vaccineze câte fetițe au fost vaccinate? 3% din informațiile mele, din toată populația este vaccinată. Și în Irlanda 97%. Și îmi spuneați mai devreme că au fost totuși femei care au venit la clinica dumneavoastră să se vaccineze înainte să înceapă programul, iar pe parcurs și-au schimbat părerea. Aș vrea să ne povestiți ce s-a întâmplat. Înainte, când a venit în țară vaccinul, întâi am venit o firmă și apoi a doua, sunt numai două în lume, doamnele au aflat de acest lucru probabil de pe internet, de pe emisiuni ca dumneavoastră, și au venit să-l cumpere și l-au făcut. Când a început campania de vaccinare care e susținută de minister, nu s-a mai dorit și acum v-am povestit că după ce nu mai este susținut de minister, doamnele vin acum și își plătesc, le trimit în farmacie unde există și facem vaccinare. Eu nu știu, asta este o observație la noi în clinică pe pacientele noastre. O situație paradoxală. Dar pacientele care vin sunt informate în general, iar elevele de la școală au avut nevoie de acceptul mamei, mamă care poate a născut cu mine acum 12 ani, dar care nu a venit personal să povestim, ci m-a sunat
și a zis ce să fac. Eu am zis da, să o vaccinați. Și dacă a venit peste o lună la PAP, a zis nu, am vaccinat-o, că o aduc și faceți dumneavoastră PAP, că mi-a fost frică, dar n-am avut timp să o conving. Sau deja era informată incorrect că nu e bun. E foarte greu să elimini ceva ce e implementat ca negativ, cred. Dacă era pe un termen, nu știu, spuneți-mi, poate explicam exact ce am spus aici, dar nu s-a putut. Dar doamnele care vin în cabinet și sunt infectate, își acceptă și acum și atunci acceptau. Și îl plăteau că nu acoperea casa. La 28 de ani să-i faci vaccinul, îl plăteau ele. Și cât costă acest vaccin? Acum nu mai știu, dar ceva la modul 500 de ron o doză era, acum e mai puțin, acum sunt, cred că e 700 de ron, sunt toate cele 3 doze, este o cură completă, dar nu mai știu, că nu e treaba noastră, eu le dau rețetă și merg în farmacie. Sunt anumite farmacii care au și au riscat să-l ia, pentru că rămâneau cu el. Deci asta, întrebarea mea era de ce riscau până la urmă? Farmaciile? Da, că nu-l vând. Că trebuie să trimitem noi doamne care să-l cumpere. Și dacă ministerul a pierdut o mulțime de doze prin expirare, ce să mai zicem, un privat care are o afacere, o farmacie. Și totuși un studiu realizat de Societatea Națională de Medicină a Familiei recent arată că 94% dintre medicii de familie recomandă pacienților vaccinarea. Da. Și atunci, care este problema dacă medicii toți recomandă, un procent de 94% este destul de mare. Întrebați-i pe medicii de familie. Eu nu sunt medic de familie. Dar din perspectiva dumneavoastră, ca doctor, de ce totuși există această reticență în condițiile în care informațiile unui specialist, al unui medic, fie el de familie sau medic specialist, ar trebui să fie cele mai importante? Nu știu. La mine, la noi, când vine o femeie, ascultă de sfaturile noastre în general. Deci dacă îi recomand un medicament, îl urmează. Și îi povestim, îi spun ce se poate întâmpla, poate nu are fake, poate... Și zic că asta e opțiunea mea, am putea trei, dar eu pe ăsta le prefer pentru că. Și ea înțelege că m-am gândit, că am făcut un plan și că acela e mai bun pentru cazul ei, că e o persoană, nu eu. Da, e da, un bolnav, nu e boală. Noi trebuie să tratăm bolnav și nu boala. Dar nu știu medicii de familie dacă au avut timp să explice, dacă ei știu în amănunt ce se întâmplă când se vaccinează, care nu știu, că nu e zona mea. Am înțeles. Pentru femeie.